În 2010 am hotărât să ne mutăm din Franța împreună cu soțul meu în România, la țară, și am ajuns în acest sat din Timiș. La început, bineînțeles, fată de la bloc, nu știam cum se cultivă absolut nimic. Noroc cu internetul care mi-a arătat o grămadă de lucruri interesante și am dat peste un site de schimburi de semințe francez. Și acolo am văzut că există roșii altfel decât cele obișnuite, de toate formele și toate culorile. Și așa a început pasiunea pentru tomate. Cum ai hotărât să faci sere geodezice sub formă de dom? Domurile mi le-a făcut un prieten din grupul nostru Semințe cu Suflet. Cred că am vrut să am altfel de tomate, altfel de sere decât cele obișnuite. Și am optat pentru domurile geodezice. Sunt fascinante, eu le ador. Și câte soiuri ai reușit Deci, să... în cei peste 10 ani de când cultiv roșii, am depășit 1000 de varietăți, dar în fiecare an pun alte soiuri, dar nu reușesc să le gust pe toate. Dacă tu nu Da. reușești, îmi poți spune și diferența dintre soiurile de roșii și hibrizi? În general, hibrizii F1 sunt prima încrucișare între două varietăți de roșii. Pentru producătorii mari de tomate, ei caută hibrizii deoarece sunt mult mai rezistenți și dau și o recoltă mult mai importantă și au și coaja mai tare, deci se păstrează mai mult timp. Pe când eu, în primul rând, am căutat frumusețea și gustul tomatei și nu rezistența și recolta și de aceea am optat pentru aceste varietăți diferite. Cum își trag gustul tomatele? Contează foarte mult și solul, căldura, deci aceeași varietate, dacă o cultiv la mine și o cultivă sora mea în Canada, nu o să aibă chiar același gust, pentru că nu permite clima în Canada. Sunt mai mulți factori care influențează gustul tomatei, dar varietatea în sine își păstrează în mare calitățile gustative. Diferă foarte puțin Da. doar. De la ce vine gustul ăsta al tomatelor? De la sol, de la apă și apa cu care uzi? Plantele de roșii se udă mai des la început, Ok. până încep să fructifice. După aceea, trebuie încercat să se ude cât mai rar, altfel vor fi roșii foarte mari cu gust de apă în loc de roșii cu gust de roșii. Am observat, le ud la început până în luna iunie mai des, după care iulie, august, odată la 2 la 3 săptămâni. Câte sortimente ai rotit? Anul ăsta am pus 186 de varietăți, dintre care 30 sunt de roșii cherry. Și care sunt soiurile alea cele mai bune care cresc aici? Cred că nu putem numi sorile cele mai bune, pentru că în fiecare an, chiar dacă pun soiuri noi, în fiecare an am niște preferințe. Deci nu pot să spun asta e cea mai gustoasă, asta nu. Există roșii fără gust deloc sau roșii care au gust. Sunt preferințe pentru roșiile mai acide, sunt preferințe pentru roșiile mai dulci, deci gusturile se discută. Preferatele mele sunt roșiile verzi, bicolore, da. Roșiile negre, care au un gust mai de pământ, deci altfel de gust. Și în general îmi plac roșiile bicolore. Asta este o roșie blue indigo. Multă lume confundă roșiile acestea care au pigmentul ăsta violet cu roșii negre. Sunt de fapt roșii blue indigo. Blue Și indigo. conțin antioxidanții care se găsesc în afine. Am Deci toate înțeles. roșiile care au acest colorit de blue indigo și în funcție de cum bate soarele pe ele, sunt mai mult sau mai puțin cu mov. Colorate, Da, 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 că e în partea de sus da. Da, coloritul. acum și printre soiurile astea există care sunt aproape negre, să zicem așa. Depinde de varietatea care este și de cum bate soarele. Da. Deci exact acolo unde bate soarele pe ea, acolo se negrește. Gustați mai devreme una extrem de dulce. Sunt mândră de descoperirea mea. Istorioara acestei roșioare, un prieten de pe Facebook din Belgia a vrut să facă un schimb de semințe cu mine, deci a plăcut lui o vânătă din Bangladesh și o roșie. Și asta, roșioara aceasta minunată este o creație a lui personală. Și mie mi-au căzut ochii pe ea, că mi-a plăcut forma și verde, bineînțeles. Și după aceea eu am fost cea care am distribuit la toți colecționarii din Franța, chiar și din Belgia și din alte țări, această roșioară.
care a și câștigat locul întâi și în Franța la concurs și în Belgia la Festivalul Tomatei, la care o să particip și eu anul ăsta. Deci România va avea un stand la Festivalul Tomatei și Biodiversității de la Bruxelles. Excelent! Mulțumim că ne reprezinți cu bunătățile astea. Îmi spui și câteva cuvinte despre Semințe cu Suflet? Semințe cu Suflet este un grup minunat. Ceea ce își propun cei din Semințe cu Suflet este să împărțim semințele și facem piețe de semințe mai prin toată țara, pe banii noștri, și împărțim gratuit semințele, ca să se păstreze și să le dăm mai departe. Și interesul meu este să descoper niște varietăți deosebite și să dau semințe mai departe ca să descopere și alți oameni, numai eu. Asta e foarte important, cum se făcea înainte, cum dădeai de la bunica, păstrai semințele, acum sunt Iar acum, deci a treia ediție, facem la Sibiu Festivalul Tomatei și Biodiversității împreună cu membrii din grupul Semințe cu Suflet la Muzeul Astra pe 10 august și vom face și noi un concurs anul acesta. Eu mă ocup de concurs și la București se ține pe 24 august la Hotel Caro de la ora 10. În ambele locații? Da. De la 10 la 14? Vin din toate colțurile României cu roșii și alte legume. Da. Excelent! Mulțumesc frumos! Spune-mi puțin despre semințele astea. Semințele astea sunt plimbate din America, Canada și în sfârșit au ajuns și în România la mine acasă. Vor fi pentru anul viitor. În special planta asta care se cheamă Mertansia maritimă și are gust de stridie. Este foarte neobișnuită, crește în Normandie. De două ori am cumpărat două plante de la Bruxelles, dar n-am ajuns să le păstrez. Frunzele astea wasabi. Care sunt ce anume? De wasabi. Din Japonia, pasta aceea. Astea sunt niște ridichi care se mănâncă partea cu semințe, deci nu partea din pământ, ci partea aeriană. Cimbru cu gust de portocală. Asta este o floare, este un colorant natural, se folosește la cocktail, se face albastru și dacă pui lămâie se face violet. Deci e foarte interesantă, da. Niște ridichi altfel decât cele normale, cu miezul mov și verde, iar niște vinete japoneze. Asta mi s-a părut un dovleac cu miezul aproape negru. N-am văzut până acum, deci trebuie încercat. Wow, sunt superbe! Cum îți faci cercetarea să găsești tot felul de... Deci, eu, cel puțin la roșii, e un site francez, Tomato Fifu, a unui colecționar francez și sunt descrise peste 3000 de varietăți de tomate. Are și de ardei și de vinete. Deci, în general, când fac un schimb sau vreau ceva, întâi caut să văd ce caracteristici au soiurile respective. La tomate am destule care încă nu le-am pus. Zic eu că mă opresc, cu toate că sunt convinsă că o să mai cumpăr și... Mai bine nu te opri, nu te rugăm. Te rugăm, nu te opri. Nu, dar ar trebui totuși să pun ceea ce am. Ai păstrat semințele de la Anna? Nu, dar am și soiuri care n-am reușit să le pun încă. Mai am încă o grămadă de pliculețe care își așteaptă rândul. Și îmi spuneai mai devreme că le poți păstra... Iar semințele se păstrează în congelator și peste 10 ani. Deci bine uscate, în pliculețe cu zip, în cutii cu capac, în congelator. Orice fel de sămânță. Orice fel de sămânță. Cad roșiile pe pământ, iarna vine zăpada și primăvara ies din pământ. Deci au nevoie de... Cel mai bine se păstrează la rece. Și un sfat pentru cei care își recoltează semințele la tomate, pentru că am văzut o grămadă de lucruri. Asta am învățat de la colecționarii francezi. După ce recoltați semințele din roșia respectivă, le puneți într-un păhărel cu un pic de zeamă de la roșii și un pic de apă. Trebuie să lăsate măcar o zi, două, în funcție de căldură, la fermentat, ca să se ducă gelul care înconjoară sămânța. După aceea se clătesc într-o strecurătoare de ceai bine sub jetul de apă și cu lingurița le luați și le puneți într-un filtru de cafea. Scrieți pe filtrul de cafea cu pixul numele varietății, îndoiți pixul și le lăsați la uscat. Și se pot păstra chiar și filtre de cafea, dacă nu, după ce sunt bine uscate, în pliculețe cu zip. Nu pe șervețele, nu pe hârtii igienice, nu pe
hârtie de copt, pentru că semințele zboară de la... Deci pe șervețele se lipesc. Exact, da. Iar pe hârtiile astea lucioase zboară dintr-o parte în alta și, și ocupă foarte mult spațiu. Așa eu pun toate plicurile în doi, că se umezesc de la... Și le pun într-o lădiță și mai le întorc de pe față pe alta și se usucă. Ocupă spațiu puțin, semințele nu zboară. Aveți și denumirea pe filtrele de cafea. Deci e metoda cea mai simplă și cea mai utilă. Mulțumesc tare mult! Se vede că ești pasionată. Tot pe site-ul de schimburi de semințe francez am descoperit usturoiul elefant, pe care l-am cumpărat de la vecina de peste drum. Deci există și la noi și este cultivat și în România, numai că oamenii nu-l cunosc. Este un fals usturoi, el face parte din familia cepei și nu a usturoiului. Este înrudit cu prazul, este mai puțin iute decât usturoiul obișnuit și este bine tolerat de persoane care nu suportă usturoiul. O căpățână poate să ajungă și la 400 de grame. Se cultivă mai greu deoarece fac foarte puțin căței de usturoi. Când un cățel este mic, la plantare, în același an, va face un cățel ca o ceapă, rotund ca o ceapă. De-abia din ăla o să iasă în anul următor 3, 4, 5, 6 căței de usturoi. Nu este ca o căpățână normală unde ai 20 de căței de usturoi sau 30. Trebuie bine udat la început, exact ca și prazul. Pe la începutul lunii mai începe să facă o tijă florală care se rupe. Semințele sunt sterile, nu servesc la nimic decât să ia din puterea bulbului. Deci toate florile se rup, tijele florale. Și la 6 săptămâni după apariția florilor se recoltează. Se lasă la uscat, la întuneric, altfel se înverzesc căței de usturoi dacă stau la lumină. Și după aceea se consumă. Se păstrează foarte bine și un an de zile. Deci mai fac bulbili așa pe lângă căpățâna de usturoi, care și aceștia se pot pune în pământ. Trebuie îndepărtată prima coajă, care este foarte tare, ca să răsară mai ușor, dar trebuie așteptat tot așa, cam 3 ani, ca să ajungă să fie căpățânile așa de mari. Bine, așa. La mine asta mi-a ieșit în domurile mele, că înainte am avut rânduri de usturoi elefant în locul domurilor și au ieșit pur și simplu din căței ăștia. Excelent, mulțumesc frumos! Cu plăcere!